Moartea unei persoane dintr-o familie regală este privită ca un eveniment important în toate monarhiile din lume. Chiar și în cazul decesului reginei Elisabeta a II-a, lumea va fi martoră la desfășurarea unui plan de pregătire nemai văzut. Dacă a existat vreodată vreo îndoială privind legătura dintre oameni și suveranul lor, decesul reginei cu siguranță o va îndepărta. Pentru o vreme, lumea se va opri din alergarea ei pentru a jeli decesul celui mai longeviv monarh al Marii Britanii. Totuși, spre deosebire de alte evenimente istorice tragice la care am fost forțați să reacționăm, acesta nu a fost planificat în detaliu de britanici. Pentru a face față decesului reginei, Anglia a creat un plan elaborat ținut secret de mult timp. Asta până când Sam Knight, un jurnalist de la The Guardian, a publicat un articol dezvăluind planul, invitându-ne și pe noi să luăm parte la cel mai mare mister al monarhiei. Chiar dacă nu știm pe cine a intervievat Sam Knight, știm că Palatul Buckingham, Guvernul și BBC au planurile principale și secundare în cazul decesului reginei. Asistență medicală. Fiecare scenariu posibil a fost luat în considerare. Cel mai probabil, regina va muri după o afecțiune acută. Un lucru e sigur, că monarhul nu va suferi prea mult. În 1936, ultimul monarh care a murit, George al VI-lea, a fost ajutat de medicul de familie pe patul de moarte. Acesta i-a injectat regelui un gram de cocaină și 750 de miligrame de morfină pentru a-i curma suferința. În spatele acestei povești însă a existat un motiv ascuns. Din moment ce moartea era inevitabilă, oficialii au vrut să o sincronizeze la perfecție așa încât gazetele să poată publica știrea dimineața următoare. S-ar putea ca lucrurile să nu fie similare și astăzi, deoarece nucleul mass-mediei se află acum în mediul online. Știrile. Cel mai probabil, vestea decesului reginei va ajunge la urechile noastre la scurt timp după evenimentul propriu-zis. Protocolul va încerca să oprească răspândirea știrilor pentru o vreme. Secretarul privat al reginei, Sir Christopher Gate, trebuie să contacteze prim-ministrul Boris Johnson pentru a-i transmite codul secret reprezentând vestea decesului acesteia. Pentru George al VI-lea, codul a fost Hyde Park Corner. Pentru regina Elisabeta trebuia să fie London Bridge is down, dar din moment ce codul este acum public, cel mai probabil a fost schimbat. După ce a ajuns la prim-ministru, vestea va călători la centrul de răspuns al Ministerului de Externe și apoi la alte 15 guverne în care regina este liderul de stat și la 36 de națiuni din Commonwealth în care reprezintă o figură simbolică. Chiar dacă prim-miniștrii, guvernatorii și ambasadorii vor fi primii care vor afla după familia regală, ceilalți dintre noi vom ști la scurt timp după aceea. Monopolul monarhiei față de mass media a luat sfârșit acum mult timp. Anunțul va ajunge la Asociația Presei și apoi în restul lumii la scurt timp după ce prim-ministrul va fi informat. Hai să ne amintim de moartea prințesei Diana din 1997. Jurnaliștii au aflat știrea la 15 minute de la deces, deoarece îl acompaniau pe fostul secretar în Filipine. Cum vor prezenta organizațiile mass media o astfel de veste tristă? Atunci când a murit George al VI-lea, BBC a transmis mesajul de 7 ori la fiecare 15 minute, după care și-a oprit activitatea timp de 5 ore. Un răspuns similar este de așteptat și în cazul decesului reginei iubite. Cel mai probabil BBC va fi tăcut o vreme, dar nu înainte de a publica un anunț bine organizat pentru a informa populația. Stai puțin, vrei să spui că anunțul a fost simulat deja? Da, de multe ori. Se spune că angajații de la BBC au exersat diferite povești inventate pentru diferite personalități regale în ultimii 30 de ani. Alte publicații, precum The Guardian sau Time, probabil au zile întregi de conținut deja pregătit pentru a-l publica la momentul respectiv. Este ușor să înțelegem de ce. Sarcina de a-ți exprima durerea cauzată de absența reginei este dificilă. Majoritatea britanicilor de astăzi o cunosc doar pe ea ca suveran. În prezent este simbolul monarhiei britanice. Ca răspuns, sistemul radio de transmisie de alertă RATS va fi activat. Această alarmă este la fel de bătrână ca războiul rece și a fost folosită de BBC pentru a sprijini repetiții sau ritualuri care să acompanieze decesele celebrităților regale.
majoritatea angajaților din personalul actual nu au auzit cum sună RATS-ul. Companiile britanice de reclame dețin o serie de lumini speciale numite lumini Obit care se declanșează pentru a anunța catastrofe naționale. Știm deja că moartea reginei va fi tratată precum o catastrofă națională. Aceste semnale le vor spune DJ-ilor că e momentul să oprească orice program și să pună playlist-uri cu melodii triste care au fost pregătite anterior. În mod subtil, muzica de la radio ne va anunța că ceva teribil a avut loc. Nu în ultimul rând, social media va exploda. Aceasta va fi prima dată când moartea unui monarh britanic va apărea pe platformele online și ne așteptăm ca rezultatul să fie monumental. Chiar dacă nu va fi la fel de dramatic ca și în cazul prințesei Diana, decesul reginei va avea implicații mai importante pentru națiunile din jurul lumii. Platformele de social media, de la Facebook la Twitter, vor juca un rol important. Liderii se vor grăbi să își exprime regretele și gândurile de viitor cu privire la monarhia britanică. Alte lucruri despre plan. Perioada de doliu va dura cel puțin 9 zile. Există un plan pentru fiecare zi în parte, incluzând ritualuri specifice și comemorări ale vieții reginei pentru a permite populației să jelească. Locul de odihnă inițial va fi pregătit în camera tronului din Palatul Buckingham și va fi păzit de 4 gardieni grenadieri. Personalul a fost deja antrenat cu privire la procedurile stricte. Toată lumea știe ce are de făcut. În prima zi, toată țara va coborî steagurile, iar catedralele vor suna clopotele. Clopotul Sebastopol de la mănăstirea Westminster Abbey a sunat de 56 de ori la moartea lui George al VI-lea, câte o bătaie pentru fiecare an din viața lui. Același lucru este de așteptat și în cazul reginei. În zilele care vor urma vor fi făcute mii de pregătiri. Curățarea Westminster Hall, transformarea străzilor în locuri ceremoniale, exersarea transportului sicriului. Sicriul reginei va avea un capac fals pentru a ține bijuteriile coroanei, iar marginea de sus va avea o înălțime de 7,62 cm. Acesta va fi mutat în a patra zi la Westminster Hall, unde va fi afișat pentru alte 4 zile. Aceasta va fi prima paradă militară impresionantă de pe podul Londrei, în care vor fi trase focuri de armă și la care se vor aduna sute de mii de oameni. Se crede că sicriul reginei va fi vizitat de cel puțin 500 de mii de oameni. Familiile regale europene care vor vizita în timpul perioadei de doliu vor sta la palat. Hotelul Claridge va găzdui pe ceilalți oaspeți. În afara Londrei, mulțimea va putea urmări evenimentul pe ecrane mari. În ziua înmormântării, majoritatea țării se va opri din lucru. Magazinele, băncile și piața de acțiuni se vor închide. Stadioanele de fotbal ar putea organiza servicii de comemorare. Atunci când sicriul va ajunge la abație, toată țara va face liniște. Transportul se va opri și zborurile vor anunța un moment de reculegere. În interiorul abației vor fi organizate rugăciuni. Apoi, Marina Regală va transporta sicriul la Capela Regală. Transmisiunea directă se va opri, iar cele 10 zile de doliu și spectacol vor lua sfârșit. Britanicii vor avea un nou rege, sau cel puțin acesta este planul. Planul London Bridge a fost proiectat în 1960 și revizuit de multe ori de atunci. De 2 sau 3 ori pe an, reprezentanții ai palatului, guvernului, armatei sau bisericii, alături de alte partide, se adună să discute planurile. Toată lumea se așteaptă la perfecțiune. Desigur, sunt pregătite și planuri de rezervă. Ce se va întâmpla dacă regina moare în străinătate? Cum rămâne dacă se află în Scoția, acolo unde petrece un sfert din fiecare an? Toate lucrurile au fost luate în considerare. Avionul regal este gata să decoleze, având un sicriu pregătit la bord pentru a o aduce pe regină înapoi în Anglia. Dacă moare în Scoția, este plănuit un alt set de ritualuri. Scoțienii vor organiza un loc de odihnă la Palatul Holyrood House din Edinburgh. Acolo va fi păzită de Compania Arcașilor Regali. Sicriul va fi apoi dus la Catedrala St. Charles și apoi va fi îmbarcat pe trenul regal spre est. În spatele trenului va merge o locomotivă menită să curețe florile aruncate pe șine de către oamenii care comemorează evenimentul. Nu toate amintirile despre conducerea Elisabetei a II-a vor fi pozitive. Grandoarea națiunii după cel de-al doilea război mondial a scăzut treptat, a început chiar să se dezintegreze.
Scoția a organizat chiar și un referendum pentru a obține independența față de Regatul Unit. Un alt referendum ar putea urma, în special în contextul în care UK s-a separat de Uniunea Europeană. Nu toate pot fi puse însă pe seama reginei. Aceasta a făcut exact ce a declarat la cea de-a 21-a aniversare în 1947 după încoronare și a dedicat toată viața în serviciul britanicilor. A ținut în viață spiritul monarhiei, spiritul unui trecut plin de victorii. Toate vor fi comemorate în filmele obitoare difuzate peste tot în lume după moartea ei. Ce se va întâmpla după finalul doliului? Familia regală rămâne singura din Europa care să practice încoronările. La o zi după deces, la ora 11 dimineața fix, prințul Charles va fi proclamat noul rege. În antreul Palatului Sfântul Iacov, Consiliul de Ascensiune va elabora o tradiție veche de 1000 de ani. Noul rege va începe să viziteze țara jelind alături de ceilalți oameni. Cu siguranță, planul organizat de Regatul Unit privind moartea reginei este impresionant. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!